Salut, eu sunt Alex și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Alex. Am revenit cu un nou clip și înainte să înceapă acest episod v-aș ruga să nu uitați, vă rog frumos, să apăsați și butonul de like dacă mai vreți episodul în continuare și susțineți seria. Ei bine, mi-am pus aparat din tar jos, în primul și în primul rând. Acum o să vorbesc foarte ciudat pentru puțin timp, pentru până o să mă obișnuiesc cu chestia asta, adică oarecum vorbesc sâit așa, să nu pot să zic să acum. Efectiv, nu pot să zic să. Să-mi bat piciorul. Da, trecem peste chestia asta, n-am ce să fac, o să stau cu el. Doar că o să-mi treacă acest stick, acest sât, zici că sunt R0TTBY. Ideea în sine e că n-am ce să fac. Trebuie să mă obișnuiesc cu chestia asta, oricum o să se ducă într-o lună maxim, zic eu. Și da, fraților, nu uitați, v-am zis, dacă mai aveți episodul în continuare, să apăsați butonul de like. Am băgat și modurile din nou, adică modurile acelea pe care deja le aveam. Și ce vreau să vă prezint, ce am mai făcut eu rost aici, am făcut rost de niște lemn. Și acum putem folosi harta noastră frumoasă, e bine facem uite așa, care e mă butonul, că am uitat. Cred că cu, nu, cu V, cu C, cu B. Cu B, parcă, da. Și aici punem un waypoint, da? Și numele waypointului va fi home. Stați așa, că vreau să fie undeva mai pe aici, ca să nu mi se intersecteze cu casa. Deci vreau pe B și vreau să fie home. Vreau să fie de culoare... Așa. De tare. Așa, îi dăm enable on... Îi dăm save, fiți. Și acum avem un waypoint aici pentru a nu ne pierde de căsuța noastră minunată pe care o putem vedea și pe hartă. N-aș pe că nu putem apăsa pe butonul M pentru hartă, știi, să apăsăm pe J, e ciudată chestia asta, nu cred că pot să o schimb, nu știu exact. Dați-mi voie să văd options, minime preset, nu, advanced, top, nu, n-aia sunt mai complicate astea, lasă, nu mă bag. Că nu vreau să stric ceva la Minecraft sau ceva de genul. Hai să băgăm și shader-ul pentru că nu l-am, că n-am Optifine pe ăsta. Da, babicior, trebuie să bag și Optifine. Hai că-l bag eu altă dată, nu-i problemă. Hai să ne apucăm acum că am făcut rost de atât de mult lemn de căsuță. Ei bine, avem și foarte mult lemn din ăsta normal, neprelucrat. Dacă vă întrebați cumva de ce, ei bine, am strâns tot acest lemn neprelucrat, pentru că vreau să facem o casă cu design. N-am găsit niciun design pe internet, dar mă gândesc că pot și eu personal să construiesc o casă, cât de greu să fie. O să fie o casă cu design, oameni, să fie o casă cu design inventată de mine. Deci hai să ne gândim, stai așa, două secunde. Îmi trebuie și le, bă, îmi trebuie și toporul ca să spargă alea mai repede și trebuie să scot rahatul ăsta și poate și să bag și ăsta pentru că arată foarte și mecher acolo cum scrie. Bun, luăm înapoi toporașul, că avem nevoie de topor. Mă urc aici așa, mă urc aici așa, spargem ăsta și, deci vreau 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocuri înălțime, aceasta vreau să fie înălțimea casei. Ei bine, o să vreau să facem uite așa, fiți atenți. Una, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cred că e de ajuns. Și uite, gen aici să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect, da. Bun. Și în direcția asta, deci așa avem 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, atât. Atâta. Cred că ne-am dus cam mult, da. O să mă duc cât să nu intru în gropile alea, ca să n-am treabă cu ele, că nu-mi place să fac chestia asta. Cred că cam aici, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și aici trebuie 11 iar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A, aici e mai lung, what the fuck. Da, nu știu, mă rog. Și cred că e bine aici dacă mă duc. Ia stai să verificăm noi. Facem o verificare așa de control. Și uite, acesta va fi scheletul casei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e bine, nu? Da. Bun, acesta va fi scheletul casei, cam așa va arăta casa noastră, am și un design frumos pentru ea, din păcate îmi trebuie piatră pentru a o putea începe mai ca lumea, ca să zic așa. Și ce vreau să fac este practic să mut astea deocamdată. Aș dori să fac chestia asta pentru că nu vreau să le țin aici afară, aș vrea să le mut, cum am și zis, fiți atenți. O să fac asta imediat și facem deocamdată, uite, așa. Așa altfel și chest-ul putem lăsa afară că nu mă încurcă cu nimica. N-am chef acum să mut itemele nu de alta. Totuși aș putea să pun patul pentru a putea dormi când se face noapte sau chestii de astea. Ok, nu-i noapte. Dar nici departe nu-i. Mâncăm, de pe niște cu porciop. Bun, și acum mergem în miază zi să facem rost de pietre.
Mergem cu aerul un pic ca să ne mișcăm mai repede. Și se face noapte și n-aș vrea să merg. Ah, așa, ok. Se pare că mă pot culca mai devreme decât m-am... Oh, n-am vrut să scriu, dar mă rog. Ia să vedem cum o ducem cu filmarea. 5 minute de filmat până acum ar trebui să... Cred că trebuie să trag un pic de tot ăsta ca să se... E tot lumina asta puternică aici, dar am ce să-i fac, nu vă deranjează pe voi, o mică lumină. Bun, hai să intrăm aici în peșterile astea ale noastre pentru a strânge piatră. Au, m-am mușcat, filmele aparatul de râs. Niște iron, avem, cred că este ceva, dar e coal. Wow, ce ciudat se vede coalul, de-abia se vede asta chestia, ciudată. Mă rog, noi adunăm acum piatră pentru că vreau să facem un design super cu piatră. Vedem și noi cum ne iese casa, toate chestiile astea, pentru că vreau de data aceasta să facem o casă cu design superb. Deci vreau să fiu mândru de casa în care voi locui, asta vreau. O să fie destul de greu, dar reușim noi, reușim, nu nicio problemă. Și peretele abonaților cred că o să-l fac undeva, trebuie să mă gândesc la un peretele abonaților special, așa și maker, făcut într-o încăpere din asta scumpă, cu chestii ca lume. Vintage sau futuristic, încă nu m-am gândit, încă nu m-am gândit la încăperea abonaților dacă s-o fac pentru, dacă s-o fac vintage sau futuristică. Dar întâi am să ne apucăm și noi de casă, că suntem oameni și... Trebuie să avem unde să locuim. Și oricum, adică vă place chiar mult seria și mă bucură chestia asta pentru că e chiar pentru că e o serie apreciată și după ce voi vom termina și seria asta, ceea ce va dura foarte, foarte mult, vom începe și o serie de Minecraft modat. Adică un Minecraft Survival, dar modat pe niște din astea. Punem ăsta aici să văd și eu. Pe niște platforme din astea, cum ar fi Hexit, Tekkit, nebunile astea. Bine, nu mă pricep așa bine pe ele, deci probabil că o să jucăm unul cu PvP sau poate o să-mi fac eu un mod pack sau, mă rog, chestii. Mai avem timp să ne decidem, nu-i problemă. Sperăm că mi-ajung două stack-uri, eu cred că ar trebui să mi-ajungă. Oricum nu vreau să folosesc foarte multă piatră, adică... Am o oarecare idee cam ce aș vrea să fac, dar nu e o mare idee, adică... Ia stați așa că e prea tare sunetul și mă disturbă. Ok, urc aici, hop, 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 perfect. Hai acum să... Două secunde, uite așa. Hai să-i dăm drum. Deci vreau să fac asta, mie asta mi-a trecut în cap. Să facem ceva de genul ăsta. 5. Așa, cu piatră. Spuneți voi ce părere aveți după. 3, 4, 5, perfect, vezi? Și cam asta mi-a venit mie în cap și să mai facem, o să vă arăt. Deci aveam nevoie de piatra asta. No. O să fac o casă genială. Ok. Începe să prindă o formă casa. Parcă nu mai e doar un schelet de la urât. Bine, și acum e un schelet, dar... Schelete al casei, la asta mă refer. Nu cred că o să-mi ajung cable-ul, fiți atenți. Dar nu-i bai. Nu mor eu după niște cable-uri. De fapt, o să mă duc să strâng, nu-i problemă, dar... ok, acum măcar m-am rezolvat și știu că nu mai pot intra în casă dacă nu sar pe chestia asta. Și nici așa nu cred că pot, fiți atenți. Ba, pot, dar e greu. Hop, hop. Nu pot. Mă rog. Punem un bloc de ăsta să ne ajute aici. Așa, bun. Am început bine pereții astea. Ar trebui de fapt să fac și o ușă. Eu m-am făcut toate astea, dar ușă n-am făcut. Cred că ușa n-aș vrea spre pădure. Ușa aș vrea un coace. Deci mai probabil să facem așa și așa. Și asta o să fie ușa și nu mai avem nici de blocul ăsta. Bun. Acum că am făcut asta, mă gândeam să punem pe jos ceea ce trebuie să punem, adică lemnul. Deci hai să ne apucăm să spargem pe jos. Și o să avem nevoie de o lopată. Hai că voi face o lopată rapid. Am fier făcut? N-am, mă rog, am niște cable. O să facem o lopată de cobblestone. Ah, da, n-am luat și bețe. Mai că iau și bețe. Uite, așa, și punem un cobblestone în vârf pentru a face lopata. Și începem să spargem tot. Hai că dau aici mai încet Minecraft-ul, că o să se audă mult prea tare când timp ce sparg eu astea. Și n-aș vrea să se întâmple acest lucru, pentru că ar fi foarte, foarte nașpa, după părerea mea. Deci, cum am și zis, spargem toate chestiile astea pentru a pune acum niște lemn prelucrat pe dedesubt, ca să arate super, super șmecher. Eu cred că o să arate bine. Bine, lemnul prelucrat pe dedesubt, dar nu-i oare, nu-i cine știe ce, că, na, cam orice casă are lemn prelucrat pe dedesubt, dar ca idee, ați înțeles voi. Pentru că n-am și o lopată în ea de top, ca să spar mai repede, dar ai ok și cu asta, mă descurc și eu cu ceea ce pot. Hai mă, așa.
Drăguț. Ne mișcăm bine, chiar bine rău. Bine, durează chestia asta, adică timp filmăm de 10 minute. Probabil că mai facem podeaua și după încheiem episodul, pentru că știți că nu-mi plăti să fac episoade prea lungi. Că știu că după nu vă uitați la tot și decât să nu vă uitați, mai bine le mai fac lungi, că n-are niciun sens. Adică, na, mai bine filmez altceva decât să fac un episod prea lung. Plus că mănânc și timpul meu aiurea. Ok, foarte, foarte bine, ne descurcăm foarte bine, arată superb. Sunt mândru de căsuța asta pe care o făurim noi aici. Da, mi s-a dus deja ăsta, mi s-a dus deja lopățica, mai facem una, nu-i problemă că avem destule unelte. Ne facem aici lopeți de piatră să fie. Dom'le, deci n-aveți habar ce ciudat e aparatul ăsta, uitați. Adică e un aparat dentar normal, doar că e așa de dureros și de ciudat. Da, n-am mai avut senzația asta de mult, de când mi l-am pus pe ăla de sus prima dată și acum mi l-am pus și jos. Și este o senzație creepy. Dacă te gândești că după un an o să ai dinții perfecți, chiar nu te mai deranjează absolut nimic, te încălzește ideea asta, ba chiar. Și cam așa gândesc eu, pentru că am văzut multă lume prin comentarii că îmi spune Alex cum e cu aparat dentar, că și-o trebuie să-mi pun și vreau să știu de la tine cum este. E bine, nu e cine știe ce, nu credeți că, doar că oare cum e ca și cum avea un metal în gura ta tot, nu. Dar chiar nu, corpul uman se obișnuiește foarte repede cu lucruri noi și o să vă obișnuiți cu el, asta e chestia. Chiar dacă vă gândiți că, bă, prima dată când îl puneți, o să vă gândiți că, bă, niciodată nu mă pot obișnui cu chestia asta, de unde? Că într-o lună maxim nu-l mai simt singură. Adică e ok cu aparat dentar, că v-am zis. Plus că vă arată și drăguț, uneori. Unele fete zic că e drăguț. Ok, bun, spart astea. Și începem și dă-i și pune. Să vedeți acum, începem, punem toate astea. Mai greu a fost spartul, cred că, decât pusul ăstora. Asta se pune repede totul. Hai mă. Hop, 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 hop. Așa, să avem aici blocurile. Punem și aici blocul pentru că acolo o să stea ușa. Hai mă. Mie că nu o să-mi ajungă lemnul, de fapt, bine, mai am din ăla neprelucrat pe care îl pot folosi, dar nu știu dacă mai vreau să mai folosesc la ceva lemnul neprelucrat pentru a face casa să arate mai bine. Chiar dacă știu că nu ești pe plus, adică ești pe foarte mare minus când folosești de lemnul neprelucrat, dar măcar, hai frate, măcar arată super casa. Adică mi-am pentru designer ideea asta cu lemnele neprelucrate și chestii de-astea. Da, nu o să-mi ajungă, stau să trească să mai folosesc un stack de lemn neprelucrat cu siguranță. Pentru că nu o să-mi ajungă niciodată ăsta. Sau s-ar putea, de fapt. Există o mică șansă să-mi ajungă, cred. Hai mă. Ala-i mă, hai. Încă un pic. No, face asta! I didn't mean to do this, bitch. Ok. Hai mă. Bă, ce mă enervează. Așa, perfect, hai. Încă un pic, încă un pic, hai, încă un pic, tati, că se poate. Gata, mă. Ne-a ajuns, ești nebun? Bine, la limită, exact cum am și zis, rămânem cu unul singur. What the fuck, am zis că suntem la limită. Dar măcar acum putem să mutăm astea, nu? Și să stăm în casă, adică, na. Bun, ne-am ocupat de partea asta, punem și un furnal și acum începem și punem patul. Mai avem ceva de pus, stați, că nu mai știu exact ce. Mai avem ceva aici, un chest. Încă un furnal. Și, dar nu ăsta, nu la ăsta mă refer eu. O să facem și fermă și astea, dar mai încolo. Hai să punem frunalul așa. Dacă întrebați de unde am emeraldul ăsta, l-am găsit. Am fost laminat. Nu găseam și un diamant, am găsit un căcat de emerald. N-am ce să fac cu el. Mă rog, hai că deocamdată lăsăm ăstea aici și următoarei... asta vreau să fac, ce prost sunt. Stați așa, iertați-mă. Facem, uite, așa și vreau să fac ușa. Pentru că vreau ca nimeni să nu intre în casa mea. E casa mea și numai a mea. Bun. Și acum va trebui totuși să mutăm astea. N-avem de ales. O facem imediat. Măcar chestul să-l fi luat. Dar nu l-am luat, vedeți? Bun, hai că am luat chestul. Și îl punem, uite aici. Cum fac? Asta ce fac?
Nu cred că n-am un tweak de la mod pentru chestia asta. Dacă vă întrebați just enough items-ul ăla de pe care vedeți acolo, ăla mă ajută pentru rețete și chestii de astea și chiar e un mod foarte folositor dacă nu mai vreau să mai intru, de exemplu, pe Minecraft Wiki sau chestii din astea. E foarte folositor modul ăsta. Bun, acum că am terminat cu toate lucrurile, cred că putem să încheiem și noi episodul, pentru că am făcut cam tot ce ne vrem să facem în clipul acesta. Și acum mai vreau să mai fac o chestie. Să pun, uite așa. Doar un singur strat. Mă interesează. Uite așa, ca să arate mai ok, zic eu. Pentru că oricum asta era ideea mea. Adică vreau să fac asta, știți. Și arată destul de fain, zic eu. Piatra e acolo la mijloc și așa. Și poate o să mai punem și un alt fel de lemn. Oricum am niște idei cu niște scări puse, din câte știți și voi, dacă știți, scările sunt foarte mișto, adică puteți face niște design-uri incredibile cu scări. Da. Păi fraților, eu am fost Alexa și ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!